Salut, sunt Franz de la Training Days, mă aflu la iFit Studio și vă invit în continuare să rămâneți alături de mine întrucât urmează o scurtă introducere în lumea alergării. Alergarea este poate una dintre cele mai des întâlnite și accesibile pasiuni pe care fiecare dintre noi o poate încerca. Ea nu este doar o modalitate de a te păstra în formă și de a fi sănătos, ci este starea de libertate prin care îți depășești limitele la oaltă cu starea meditativă pe care exercițiul repetat ți-o induce. Iar când procesul devine atât de greu încât doare, alergarea devine un pas în fața celuilalt cu ochii la cifre, iar gândul la reușită. Beneficiile le cunoașteți, însă hai să reamintim câteva dintre ele. Punerea sângelui în circulație și oxigenarea creierului, dezvoltarea armonioasă a corpului prin creșterea tonusului muscular, ceea ce duce la eliminarea obezității sau, după caz, a unei slăbiri disgrațioase, combate stresul și sedentarismul, îți dă energie, adică poftă de viață și echilibrează activitatea psihică. Vedeți? Toate astea te fac să îți dai seama că alergarea te duce la tinerețe fără bătrânețe. Dacă te-ai gândit că ți-ar prinde bine să alergi sau dacă deja o faci, atunci bine ai venit într-o călătorie prin lumea alergătorilor, călătorie care te va purta printr-un proces de dezvoltare personală fantastică. Fie că alergi de plăcere prin parcuri sau pe bandă sau te provoci la competiții de 5, 10, 21 sau 42 de kilometri sau chiar ultramaraton, poate ți-ar fi de folos să înțelegi mai bine cu ce se mănâncă acest sport. Uneori prea mult entuziasm, prea multă dorință de a-ți depăși limitele și de a ajunge într-un timp cât mai scurt la rezultatele pe care le vezi la cei din jur care practică alergarea de ani, poate face mai mult rău decât bine. Istoric sportiv și al accidentărilor, clacare psihică prin demotivare sau fizică prin supraantrenament, sunt câteva dintre elementele pe care trebuie să le iei în calcul atunci când vine vorba de un lifestyle în care alergarea face parte din rutina ta săptămânală. Fie că ești începător sau experimentat, vom încerca să punem câteva dintre bazele acestui sport, așa că leagă și returile și hai să pășim împreună în lumea alergătorilor cu gândul la ce spunea Aristotel odinioară. Nimic nu le puizează și nu îl ruinează mai mult pe om decât inactivitatea fizică permanentă. Urmărește-mă în continuare pentru că urmează noi informații interesante. Nimic nu le puizează și nu îl ruinează mai mult pe om decât inactivitatea fizică permanentă.